Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, o nouă ediție la Constanța News TV. Îl avem invitat de această dată în studioul nostru pe domnul Florin Cocargeanu, viceprimarul Constanței, proaspăt viceprimar al Constanței, reprezentantul Alianței USR Plus în administrația publică locală, unul dintre cei nouă pe care Alianța îi are în Consiliul Local. Bun venit! Bine v-am găsit, bună ziua! Aveți deja cam o săptămână și ceva de 10 zile, cam așa, de, da, 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 cam 10 de zile. Experiență în funcție. Cum vi se pare această nouă, acest nou pas în activitatea dumneavoastră? Ce ați găsit? Cum ați găsit? Poate e încă prematur, dar sunt convins că aveți câteva din primele impresii vis-a-vis de ce se întâmplă în primăria municipiului pe care cu toții îl iubim, Constanța. Da. Este prematur, în perioada asta a fost o perioadă de acomodare și probabil va mai fi și în continuare cu siguranță. Ce să spun, este o provocare. Nu pot să spun că mă așteptam exact la ceea ce o să se întâmple în administrația publică. Nu am experiența, experiența mea e din privat, acolo am coordonat echipe pe unde am lucrat, dar cu siguranță după ce mă voi acomoda, voi deprinde lucrurile așa cum trebuie. Da. Eu cred că dacă îi întrebăm pe constanțeni, mulți vor spune că s-au cam săturat de politicienii de carieră și vor oameni care au realizat ceva în activitatea din care vin, din domeniul în care vin și care pot contribui cu cunoștințele pe care le au, cu experiența lor pentru binele municipiului. Mai exact, care vor fi atribuțiile dumneavoastră? Păi, în primul rând, sau haideți să încep cu cel mai important lucru pe care l-a vrut USR-ul și care pe mulți dintre noi, și Alianța USR Plus, și pe care i-a făcut pe mulți dintre noi să lase partea civică și să intre în politică. A fost, reprezintă lipsa spațiilor verzi din Constanța, iar unul dintre serviciile care vor fi în coordonarea mea este chiar serviciul spații verzi. După aceea, serviciul de amenajări urbane, direcția de autorizare a agenților economici, un alt compartiment important din punctul meu de vedere reprezintă gestionarea bazei materiale a unităților de învățământ preșcolar. Ar mai fi relația cu administrațiile de proprietari și că cam asta. Și serviciul public de impozite și taxe, da. Spuneați, da, acest subiect al spațiilor verzi în orașul Constanța, în municipiul Constanța, ca să parafrazez un actor celebru, e un subiect care ne doare. Cum vedeți rezolvat acest punct? Pentru că spațiile verzi observăm că se împuținează sau în decursul ultimilor 20 de ani, în special, s-au împuținat foarte drastic. Eu sper că de acum să nu se mai întâmple acest lucru, mai ales că și colegii din PNL și domnul primar a fost într-o asociație care s-a luptat și încă se luptă cu aceste construcții pe spații verzi. Și eu cred și sper că nu o să se mai întâmple asta și pe viitor. Este clar că e foarte greu să presupunem că construcții deja ridicate vor fi dărâmate și readus spațiul verde la loc. E destul de greu. Cum vedeți, eu știu, rezolvarea acestei probleme, pentru că, din câte țin minte, poate mă înșel și poate mă corectați dacă nu e așa, conform normelor europene ar trebui să avem cam 25 de metri sau 26 de metri pătrați. Constanța, din câte știu, era pe la 16 metri. Da.
Deci este o diferență. Nu stăm nici foarte rău, de ce să nu recunoaștem, dar stăm din ce în ce mai rău. Asta era problema. Dispar foarte multe. Cum credeți că poate fi rezolvat aceasta? Adică cum aduceți noi spații verzi? Noi în programul local cu care ne-am prezentat în campania electorală aveam două propuneri punctuale, nu pentru parcuri foarte mari, dar erau niște parcuri noi care urmau să se facă în Constanța și care sunt prinse și în programul comun pe care îl avem cu PNL. Sunt terenuri degradate în momentul de față, terenul de la Fincogero, între Fincogero și Spectrum, acolo ar fi 11.500 de metri pătrați. Din câte știu, este un pus de blocuri. Acesta poate fi schimbat, o să încercăm chestia asta pe viitor. Ar mai fi un teren mai mic în jurul la 6.000 de metri pătrați, undeva în spate la Marvimex, între blocuri, tot așa un teren degradat. Din câte știu eu și din cunoștințele noastre, pentru terenurile degradate se pot aloca și se pot atrage fonduri europene pentru reabilitarea lor și transformarea lor în parcuri. Noi am prins chestiile astea și în program, am ținut să fie prinse în programul comun pe care îl avem cu colegii din PNL. Un alt lucru important ar fi reabilitarea parcului Tăbăcărie. Plămânul orașului, practic. Și problema principală pe care, să zic, am identificat-o, am avut mici discuții, dar nu, până acum nu am apucat să o duc la un alt nivel, o reprezintă lipsa irigațiilor sau sistemul de irigații care o parte, cel care ia la apa din lac, este mai vechi, pompele sunt mai vechi sau filtrele au probleme. Deci irigațiile ar fi principala problemă, pentru că poți să pui gazon, poți să faci, să înverzești anumite zone, dar întreținut. Da. Și există, din câte știu, există un sistem, acest sistem, dar trebuie intervenit în reabilitare, practic, exact, nu? Exact. Și ați înaintat deja un proiect sau intenționat să... Nu, deocamdată... Eu sunt în discuții cu cei din primărie, din aparatul primăriei, să identific și să văd. Inițial nici nu știam, vă spun sincer, nici nu știam cu cine să vorbesc. Adică am luat-o ușor, am identificat cine se ocupă, cine poate să dea detalii și cam la stadiul ăla. Sunt niște discuții, servicii totuși în primărie care mult timp au cam... Și trebuia identificată persoana, organigrama de pe site nu mai coincide exact cu ceea ce e acum, s-au mai făcut modificări, am mai plecat lumea, sunt mai multe locuri vacante, alții s-au schimbat în posturile de conducere și... Am înțeles. Da, este clar că timpul nu vă este aliat după toți anii aceștia în care... Eu știu, lumea parcă se resemnase într-un fel. A venit, iată, acest vot care a arătat clar că lumea vrea schimbare, vrea să se întâmple ceva în bine în orașul Constanța, în municipiul Constanța. Și probabil că n-are răbdare, probabil că vrea să se întâmple repede. Sunt convins. Iar eu cred că o să se întâmple începând de la anul. Acum să vedem cum mai evoluează și situația asta cu pandemia. Da. Și acum este finalul de an. Noi am preluat, dacă una era să fi ajuns acolo la timp în iunie, altfel să ne organizam până acum la sfârșitul anului. Acum perioada e scurtă, până la sfârșitul anului trebuie votat bugetul, trebuie construit și după aceea votat bugetul și de-abia după aceea zic eu că se poate începe pe un buget consolidat, care să vedem, nici măcar nu știm o proiecție a bugetului pentru anul viitor și să vedem ce putem face. Ați amintit și de asociațiile de locatari, mi-a atras atenția acest lucru, punându-l în legătură cu aceste spații verzi. Știm foarte bine că există multe spații care aparțin de asociațiile de locatari sau sunt în administrarea acestora. Unele chiar sunt îngrijite, sunt oameni care, unele arată cam sălbatic, ca să nu folosesc alt termen. Credeți că poate exista, nu știu, o intervenție de a veni în ajutorul oamenilor, de a ajuta într-un fel să
poată îngriji aceste... Pentru că, ok, îmi iau și eu un hârleț, o sapă, mă duc în grădină, dar dacă n-am ce să pun acolo în loc, e o problemă. Da. Adică mă gândesc că poate primăria ar putea veni în sprijinul oamenilor cu ceva material verde. Da, păi eu știu că asta era și o idee a domnului primar, cu care și noi eram de acord, primăria să vină să amenajeze aceste spații și după aceea să le dea în administrare asociațiilor de locatari, da, care să le întrețină. Dar da, așa ar fi, aceștia ar fi pașii, primăria să vină să planteze, să amenajeze spațiul și după aceea, acum nu știu dacă pot fi oferite anumite facilități, asta nu știu să zic, nu știu, o subvenție pentru apa de la Raja cu care să ude, asta nu pot să vă spun acum. Hai, eu vă spun că am vizitat diverse locuri în lumea asta, marea noastră, în care trăim și am văzut, asta cred că ar putea rezolva și o altă problemă a Constanței, lipsa de locuri de joacă, locuri de relaxare. Aceste grădini dintre blocuri pot fi transformate în locuri de relaxare, unde să existe două, trei băncuțe, să existe un leagăn pentru copii. E adevărat că unii vor zice că îi deranjează zgomotul, dar copiii sunt copii, poate că nu ne deranjează chiar atât de mult. Asta vreau să vă spun și da, sunt perfect de acord cu ceea ce spuneți și chiar țin la chestia asta. Multe dintre aceste locuri sunt îngrădite în momentul de față, tocmai ca să nu fie deranjat. Exact. Deși ele au fost prevăzute, știu că am blocuri în fața mea, încă din anii 90, de când s-a construit blocul, acolo a fost prevăzut cu alei, cu... Într-adevăr, nu erau băncuțe, dar alei se poate circula. Exact. Dar s-au înconjurat cu gard, cu sârmă. Unii și mai există... O ceapă, o chestie. Și există unul sau doi oameni din bloc și efectiv nu mai cresc un cățel, mai... Da, aceste garduri trebuie să dispară și, într-adevăr, trebuie să se transforme niște zone de relaxare, pentru că este foarte important între blocuri să existe aceste zone. Atunci ar putea fi și mai multe locuri de joacă și... Da, ar trebui reglementată foarte clar situația sau statutul acestor locuri, pentru că, într-adevăr, sunt oameni care au impresia că sunt deținătorii acelor locuri, adică e ceva de noaptea minții. Unii vor fi, cu siguranță, nemulțumiți. Da. Vor fi deranjați de copii, cum spuneați. Da. Trecem prin această perioadă foarte complicată legată de pandemie. Avem o discuție în momentul în care Constanța se pregătește să intre într-o nouă fază de carantinare mai strictă, aproape la fel de strictă precum cea din situația de urgență. Cum credeți că se descurcă primăria în mesajul pe care îl trimită oamenilor? Păi, pot să vă spun eu, înainte să vin aici, chiar a mai fost încă o ședință a Comitetului Local de Situații de Urgență pentru a fi puse, să dau hotărâre de a fi puse în aplicare ceea ce țin de, măsurile care țin de primărie din ceea ce a stabilit Comitetul Județean, da, cu o seară înainte. Știu că încă de la începutul săptămânii, când a fost prima ședință, au început să se facă eforturi, agenții economici au început să fie înștiințați, urmează să apară, să se încheie un protocol cu agenții care țin panouri publicitare și vor apărea astfel de panouri cu măsuri de prevenție și ceea ce trebuie să facem prin oraș. Vor, la fiecare scară de bloc vor fi afișate niște postere cu astfel de măsuri. S-au închis locurile de joacă, iar astăzi s-a stabilit să se dea comunicate de presă, pot să vă citesc și din hotărâre dacă vreți. Da, cred că este foarte important pentru cetățeni să primească un mesaj clar.
un mesaj care să nu fie ambigu, să nu-i, cum să zic, să nu permită interpretări. Pentru că de multe ori în această perioadă am văzut că autoritatea, nu mă refer numai la primărie, nu mă refer strict la primăria Constanța, mă refer în general la noțiunea de autoritate, nu a venit cu un mesaj care să combată fake news-ul, care este foarte bine pus la punct, adică nu mai vorbim doar despre faptul că există, nu știu, Tanti Maria din nu știu ce sat care a dat de Facebook și începe să abereze acolo. Vorbim despre lucruri clar concentrate care au tremenire punerea în derizoriu a acestui mesaj de a încerca să fim în siguranță. Da, eu v-am spus cum se încearcă să comunice în privința fake news-ului. Da, adică cred că singura măsură sau cea mai eficientă măsură este cea de a comunica în continuu și în continuu mesaje clare, scurte, la obiect și care să combată acest fenomen al fake news-ului. Cam asta e. Da, cam asta s-a și încercat și prin ceea ce s-a și prin panouri și prin posterele puse și la agenții economici și la asociația de proprietari să ajungă mesajul care să fie clar și structurat și nu știu, ușor de înțeles prin vizual vorbind, prin diverse diverse mesaje. Dar primăria mai are la îndemână o, să-i spunem, o armă, deși nu o văd ca o armă. Poliția locală, care poate avea niște atribuțiuni de a veni și a sfătui oamenii ce să facă în primă fază. Există anumite decizii pe care le-ați luat în cadrul primăriei? Referitoare direct la poliția locală, nu, dar poliția locală este implicată deja în ceea ce trebuie pus în aplicare. Da. Adică și cu ajutorul lor s-au făcut lucrurile acestea și... Dar, efectiv, în mod direct nu au fost trasate sau cel puțin nu știu să vă spun sarcini directe poliției locale. Da, pentru că e clar că atât poliția locală cât și jandarmeria, patrulele mixte care sunt pe care le vedem în oraș, probabil că ar trebui să aibă o implicare în această perioadă mai vizibilă, în primul rând. E clar că oamenii aia muncesc își fac treaba pentru care sunt trimiși în teren, dar ar trebui să fie mai vizibil și să comunice mai mult cu oamenii, pentru că sunt mulți, încă văd lume pe stradă fără mască, încă văd oameni, deși este obligatoriu în acest moment purtarea măștii, nu numai, oriunde afară, practic, și nu mai spun înăuntru. Dar și în interior? Și în interior, da. Adică în supermarketuri? Poate că în interior e mai, mă rog, e mai respectată decizia, n-aș vrea să spun... Îți țin masca sub bărbie? Da, așa, am văzut și cazuri din acestea, dar... E mai ușor de controlat. În schimb, pe stradă e mai dificil să vin eu ca cetățean care merg și să-i spui cuiva, domne, puneți masca aia, că asta e. Da. O altfel de autoritate este reprezentată de poliție, de jandarmerie. Nu e cazul armatei în momentul de față, dar poate da, să sperăm că nu vom ajunge acolo. Da, spuneați că ne apropiem de finalul de an, nu este o, practic pentru dumneavoastră nu este o
perioadă de bilanț, pentru că practic nu aveți la ce să faceți bilanț în acest moment. În schimb, e o perioadă în care într-adevăr trebuie să discutați și să votați bugetul orașului, municipiului. Și în același timp, poate că este o perioadă care vă oferă un pic de, de răgaz, cu ghilimele, de a putea discuta la concret și de a pune în aplicare aceste proiecte pe care vi le-ați propus. Care sunt prioritățile? Cu ce veți începe, practic? Nu știu să vă zic sigur cu ce să încep, pentru că am fost săptămâna asta, am fost de exemplu și am văzut două școli, o școală și un liceu, le cădea tencuiala de pe ele. Cum am spus, iar spațiile verzi, acolo iar avem o problemă. Nu știu efectiv cu ce se va începe și va trebui să am o discuție și cu domnul primar și să avem o discuție și cu consilierii locali în cadru mai larg și să ne stabilim, să vedem care sunt și viziunea dumnealui și să stabilim ce priorități o să... Ce priorități avem? Vis-a-vis de școli ar putea fi un avantaj din punct de vedere al intervenției, faptul că acum se învață online. Adică vă oferă spațiu, practic, de a da, rezolva niște probleme. Da, pe de altă parte știu că sunt alocate fonduri europene pentru reabilitarea acestora și până se ajunge în situația de a se începe efectiv lucrările, s-ar putea să mai dureze. Da. Există în planul primăriei de a veni în ajutorul elevilor cu tablete pentru a facilita învățământul online. Știm din ce am citit, citeam o situație că sunt aproximativ 7.000 de copii care nu au acces la internet, e adevărat în județ, nu neapărat numai în oraș, dar sunt și în oraș destul de mulți. Pe municipiu Constanța, chiar cred în prima ședință sau nu, în a doua ședință de Consiliul Local a fost o ședință extraordinară pentru a vota un proiect pe fonduri europene care presupune dotarea școlilor și a elevilor cu tablete și tot felul de dispozitive informatice, nu doar tablete, aici intră și calculatoare, laptopuri, proiectoare. Valoarea proiectului este undeva la 10 milioane de euro și s-a dat drumul și da. Cam în cât timp elevii vor intra în posesie? Nu practică, știu, asta nu practic știu, asta chiar e, nu știu să vă spun asta. Adică da, va trebui așteptat să intre în acea, nu știu, în acel lanț al birocrației în care se așteaptă. Eu am înțeles că e cu prioritate, e cu prioritate. Drum, cu prioritate, da, da, da. Da, înseamnă că există speranța că elevii vor avea tablete, că vor avea de asemenea abonamente, pentru că și asta e o problemă. Tabletele nu. Tabletele includ și abonamentul pentru 20, cartele cu abonament pentru 24 de luni, deci așa este. Cu anumite restricții de accesare, pentru că vorbim despre copii totuși, așa. Și da, ar fi bine ca lucrurile să se miște foarte repede, ar fi un mesaj că iată, sunteți dispuși să faceți lucruri, să se întâmple repede și să vorbiți mai puțin, ca să, cum eram obișnuiți până acum, cu multe vorbe și cu fapte mai rare și mai puține. Da, ne apropiem de finalul discuției. Urmează pentru noi nu numai această perioadă de restricții, urmează și niște alegeri, alegerile parlamentare. Practic nu mai sunteți, cum să zic, în bătaie, în luptă, dar e clar că sunteți alături de colegii care candidează. Da, și sunt coordonatorul campaniei. Și sunteți și coordonatorul de campanie. Am fost deci... și la locale, am fost și anul trecut și am rămas și acum, deși din momentul în care am venit la primărie, am delegat mai multe din sarcini către ceilalți colegi, pentru că nu mai aveam timp să mă ocup de asta. Da. De ce trebuie să iasă lumea la vot, în primul rând? Sau trebuie să iasă lumea la vot?
Da, având în vedere și aceste, că toată lumea spune, domne, dacă mă îmbolnăvesc, intru în contact cu atâta lume pe acolo, nu știu. Știți, când e ceva de genul ăsta, lumea se întreabă dacă se îmbolnăvește. Când trebuie să stea în casă, nu se mai întreabă, dar asta e altă discuție. Da. Deci de ce trebuie să iasă lumea la vot? Păi, în primul rând, deși mulți susțineau că alegerile ar trebui amânate, nu se pot amâna mai mult de 3 luni, constituțional vorbind. Timp în care Parlamentul nu o să mai aibă puterile pe care le are acum. Și nu știm nici ce situație va fi în martie. Când poate să fie mai rău, poate să fie mai rău. Da. Și atunci mai bine încheiem o dată povestea asta. Avem un parlament legitim, se va forma o majoritate care ne poate duce mai departe și poate să ne treacă cu bine de pandemie. Pentru că altfel nu știu sigur ce se poate întâmpla. Și sfatul dumneavoastră? Este să iasă lumea la vot. Da, este să iasă lumea la vot. Și de ce USR Plus? Pentru că așa cum, nu știu, cum au început încă de la europarlamentare să încerce să facă o schimbare prin a ne alege și prin a ne aduce chiar și acum la locale în structuri de conducere, și acum ar trebui să îi voteze pe colegii mei care împreună cu PNL, pentru că nu se poate altfel, e clar, să formeze o majoritate stabilă și să încerce să facă un altfel de act de guvernare. Am înțeles. Vă mulțumesc încă o dată, domnule viceprimar. Vă doresc să aveți activități consistente și vizibile faptic. Pentru că e clar, asta își doresc toți constanțenii și sper să ne revedem într-un viitor apropiat și să aveți deja lucruri înfăptuite și să putem să le enumerăm. La următoarea întâlnire sper să spui și lucruri concrete. Mulțumesc mult pentru prezență. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ediția de astăzi se încheie aici. Adrian Florea, Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și până la proxima întâlnire, toate cele bune!